Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un unboxing. Ieri pe live am așteptat să vină curierul, dar pe la urmă mi-a întârziat o zi, că bineînțeles cum funcționează serviciile de curierat. Mie trebuia să-mi vină în urzi 10 ani, dar a ajuns pe la râmnicul sărat, cine știe cum s-a pierdut. Asta e, am așteptat o zi să-mi vină. Hai să facem unboxing-ul. După cum știați, a trebuit să schimb webcam-ul pentru că aveam nevoie de o calitate mai mare. Se vede și aici, webcam-ul se cheamă Trust Vero, ni se mai zice și 1160. Pe internet avea o reclamă destul de bună, na, are și poză cu Twitch aici, sper că se vede bine. Mi-am pus și eu telefonul pe trepied să fac mai profesionist, scuzați că filmez cu blitzul, dar n-am lumina bună. Și mai am și sticla spartă pe telefon. Bun, o să schimb cât de curând și microfonul ăsta, dar mai până atunci hai să începem cu webcam-ul. Probabil că unii sunteți noi pe acest canal și vreți să vă achiziționați această cameră. Un sfat, când vă cumpărați periferice, căutați multe, multe review-uri pe YouTube, cu oricum găsiți review-uri în limba română, că și așa românii noștri cumpără multe chestii și le testează. Chiar dacă suntem noi mai amărâți, ne place să ne achiziționăm chilipiluri. Bun, hai să tai cumva scociul ăsta. Eu am tendința, în loc să mă uit normal, să mă uit prin ce filmez așa din telefon și mai mult mă încurc. Bă, da, mult scotch, ba. Hai că exagerez și eu, nu chiar atât de mult scotch. Am nimerit o dată niște pachete cu scotch, vai de capul meu, nu mai venea să le deschid. Hai mă, rupete, așa. Sper că se vede bine și aici și că nu s-a defocusat. Ok, hai să vedem web-ul. Pac. Asta nu mai trebuie, mizerie și mai multă. Ca să spun cei curioși, ăsta e cuțitul pe care îl folosesc eu. L-am prins de la un prieten că tot așa și el a fost tăiat cu cuțitul ăsta. Hai să vedem. Manualul de instrucțiuni nu ne trebuie. Și ăsta ar fi web-ul. Hai să-l scoatem de aici. Ești de aici. Așa. Văd că am ceva cablu. Mi se pare că un metru jumate sau 2 metri. Oricum, după ce termin aici ai desfăcut toate chestiile astea, o să pun niște videoclipuri sau niște secvențe de pe live-uri în care, na, să vedeți cum mă vedeam cu, cu vechiul meu webcam și cum auzeam cu microfonul, ca să facem și o comparație. Aveți și audio-ul de la telefon, na, facem și noi comparații cam cât de bună este camera asta. E vreo 30 de euro una. 150 de lei, 30 de euro. Bă, cred că are mai mult de un metru jumate cablul ăsta. Hai că e bine. Dar nu știu de ce majoritatea webcam-urilor au chestia asta așa, zici că sunt încărcătoare de laptopuri. Bun, pun asta pe monitor, vă arăt niște secvențe mai vechi, făcute cu vechi webcam. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Și așa filmează noul webcam. Eu cred că se vede foarte bine în comparație cu drăcia asta care costă vreo 80 de lei dacă o găsești resigilabilă pe EMAG, dacă nu s-o fi scumpit acum, că așa mai fac ăștia de la EMAG. Pe ăsta al meu am dat 30 de euro. Eu cred că merită banii. Are și microfon incorporat, de aceea folosesc sunetul pe care îl captează microfonul webului ca să facem review full. Nu știu cât de bine se aude, o să văd în timp ce se editează. Dacă se aude bine, foarte bine, poate o să-l folosesc mai des decât ăsta al meu. Dacă se aude prost, îmi pare rău că vă zgheri pe urechi. Acum îl testez și pe o lumină foarte proastă. N-am deschis nici geamul să intre lumina naturală de la soare și n-am aprins nici becul. Folosesc doar lumina de la monitor și atâta. L-am pus în partea aia că de asta mă uit așa într-o altă direcție. Îmi place mie cum se vede așa, plus că e dezastru la mine în cameră. Să scrieți opiniile voastre despre noul meu webcam, dacă este mai bun ca ăsta vechiu. Vă aștept opiniile în comentarii. Și vreau să scrieți ce web-uri ați avut la viața voastră, ce web-uri aveți acum, care vi s-au părut cele mai bune mărci de periferice și care vi se par cele mai proaste. Vă aștept în comentarii. Hai, ne vom vedea la noi videoclipuri. Ciao les tuturor!